Doi români, Andrei Bogăcea și Mihai Hasan, au fost implicați în procesul de realizare a miniseriei Netflix Rise of Empires Ottoman, în care sunt descrise luptele dintre domnitorul Vlad Țepeș și sultanul Mahomed. Istoricul Andrei Bogăceaș din Maramureș a oferit informații în special referitoare la situația politică din acea perioadă. Am vorbit mai mult despre partea politică și militară, despre armate, tactică și așa mai departe. Colegul Mihai Hasan a vorbit mult despre spațiul românesc, despre țara românească în secolul XV, despre familia lui Vlad, mai mult chestii civile și de stare civilă, ca să zicem așa. Da, din păcate a intrat foarte puțin din ce am vorbit noi. Mihai a vorbit undeva pe la 6 ore, eu am vorbit undeva pe la 4 ore. Deci numai cu noi doi aveam vreo 10 ore de filmări. După ce ne-am întors în țară, ne-au mai întrebat anumite lucruri, de exemplu, cum ar fi arătat niște boieri munteni de secol XV, cum ar fi arătat soldații din armata lui Vlad Țepeș, cum arăta cetatea Poenari. Cu toate că există mai multe critici referitoare la diverse inadvertențe sau erori care apar în această miniserie, Andrei Bogăceaș consideră că serialul este cea mai reușită ecranizare a vieții lui Vlad Țepeș. Această producție depășește inclusiv filmele românești dedicate domnitorului român din perioada comunistă. Mai mult, Rise of Empires Ottoman sparge tiparul cu care ne-am obișnuit de Vlad Țepeș, vampirul, și aduce în fața publicului un Vlad Țepeș mai uman. Mie mi se pare că, într-adevăr, s-a exagerat, s-a exagerat. E mai multă dramă decât partea de istorie efectivă. Plecând peste asta, îmi reafirm opinia că este cel mai bun material care există despre Vlad Țepeș în momentul de față, mai ales că a fost lansat pe platforma asta de streaming care e la nivel internațional. Serialul aduce în fața tuturor un Vlad Țepeș uman, cu sentimente, cu nevoi, cu aspirații și așa mai departe. Nu mai avem acel Vlad Țepeș care e Dracula, care e vampirul fantastic din Transilvania. Succesul miniseriei Netflix Rise of Empires Ottoman a fost unul foarte mare, atât la nivel european cât și mondial. Acest lucru este un mare beneficiu și pentru țara noastră, deoarece într-un timp foarte scurt, sute de milioane de oameni din întreaga lume au aflat despre Vlad Țepeș. Trebuie precizat că în film domnitorul este jucat tot de un român, respectiv de actorul Daniel Nuța.